Bine ați venit! Acesta e review-ul pentru pouch-ul cu steguleț roșu de la Octagon. Cod 7154. Dacă vă sună foarte fancy treaba asta cu pouch airsoft cu steag roșu, să știți că vorbim despre cârpa mortului, adică stegulețul pe care îl scoți ca să nu circul pe teren ca un cimpanzeu cu mâinile ridicate mult prea mult timp. Lăsând gluma deoparte, să vedem. Pouch-ul vine ambalat cu o funguță din asta de gel absorbant pentru umiditate. Are aici o bandă pentru prindere de tip MOL sau MOLI, cum vreți să-i ziceți. Să vedem ce zic cei de la 8 Fields. Avem și un sticker de la 8 Fields. Dar că poate fi prins cam oricum. Bănuiesc eu că cel mai ok ar fi să fie prins pe cască, pentru că dacă nu, nu știi din ce unghi se trage după tine. Hai să vedem. Mai simplu de atât nici că se poate. Poate fi prinsă pe cască. Dacă mai aveți bucățele de velcro, asta prinde foarte bine. Sau oriunde. Ideea este să se vadă. În partea a doua a videoului urmează și testarea pe teren. El e destul de rigid, e elastic. Împachetarea. Împachetarea e rapidă, simplă. Partea superioară e elastică, așa că vă puteți băga degetele să-l aranjați, să-l împăturați și deployment-ul sau deschiderea se face destul de ușor, tragi de el și l-ai scos afară. Bun, treaba este că eu, neavând găuri de aerisire pe cască, n-am avut nicio șansă să o pot potrivi cumva pe cască și tot ce am putut să fac a fost diverse încercări de pe vesta tactică, pe hanorac sau pe tot felul de zone care mai aveam velcro, dar concluzia este că cel mai bine este să-l montați pe cască.